Un accident nefericit, de asta cred prietenii că a avut parte omul de afaceri George Naghi. Cel mai bogat afacerist din Călăraș ar fi scăpat șalupa de sub control și embarcațiunea s-a izbit de mal. George Naghi ar fi murit în urma unei rupturi de organe. Cu doar o zi înainte de tragedie, omul de afaceri își cununase fiul. Barca pe care o conducea este foarte greu de stăpânit. Deci se comportă, vă dați seama, exact ca o schijă, de aia și dezvoltă viteza așa mare. Și eu zic că n-a reușit să stăpânească barca. Bărbatul de 59 de ani care conducea o embarcațiune cu un motor de 215 cai putere a pierdut controlul asupra acesteia, barca izbindu-se violent de malul stâng al brațului Borcea, cele două persoane fiind proiectate peste bord, iar barca revenind în apă. George Naghi și soția s-au plecat ieri la o plimbare cu șalupa pe brațul Borcea. La viteză maximă, embarcațiunea a ieșit de pe luciul apei. În această zonă s-a produs accidentul. Șalupa în care se aflau soții noi s-a izbit de unul din malurile brațului Borcea. Mică greșeală, să mă gândesc de pilotare. Vă spun sincer, doamna Alina poate să ne spună că fiind alături de el, o să ne spună adevărul ce s-a întâmplat. George Naghi a murit pe loc, iar soția lui a fost grav rănită. Păcat, mare păcat și mare pierdere pentru oraș. Suntem în doliu. Miercuri, când va fi mormântat George Naghi, va fi zi de doliu în Călăraș. Oameni buni, George Naghi a fost în primul rând un om cu suflet mare, un om care n-a făcut un pas fără să ia cu el sufletul și obrazul. Și a arătat că se poate. A fost un om special pentru că nu a existat persoană din Călăraș care să aibă o nevoie, o strâmtorare și să apeleze la George și el să nu răspundă pozitiv și să ajute. Această tragedie ne afectează în mod deosebit pe toți cei din Călăraș, că recunoaștem sau că nu recunoaștem, pentru că este vorba despre omul care a pus pe picioare cea mai mare afacere din județul Călăraș și care a dat de lucru cel puțin din Călăraș la 5-600 de oameni. Cu o avere de 28 de milioane de euro, George Naghi este al treilea jucător de pe piața mezelurilor din România și unul dintre cei mai bogați oameni din țară. Polițiștii continuă cercetările în cazul accidentului în care a fost implicat milionarul din Călăraș. Tudor Rotulescu vine cu mai multe informații. Bună ziua, Tudor! Au fost făcute publice rezultatele necropsiei? Bună ziua! Oficial, legiștii nu au făcut nicio declarație până în acest moment, dar surse medicale ne-au declarat că omul de afaceri nu a făcut nici infarct, nici un accident cerebral. Oricum, primele date ale necropsiei au arătat că rănile care au fost fatale omului de afaceri au fost produse de coastele care i-au perforat un plămân. Și soția lui George Naghi a fost rănită grav în acest accident și se află în acest moment internată la secția de terapie intensivă a spitalului de urgență Floreasca din capitală. Iar medicii spun că Alina Naghi are o fractură lombară, are o lovitură la cap foarte puternică și câteva coaste fracturate. Iar perioada ei de recuperare va fi foarte lungă și va mai rămâne destul timp în spital. Octavia? Tudor, îți mulțumesc!